Direct, ce că zice ăștia aici. Ce faceți, băi, copii? Ia, cum e melodia aia? Stai. Ai o fustă creață, creață, soacră mea e o dulceață. Poate aude soacră ta, frate. Hai că glumesc. Și ești mecherita, la mai. Soacră tare, tu pe u... Soacră ta e vorba. Băi, ce crezi? Și Florin Salam cu noi în live. A smulțit. E aici cu noi, serios, uite-l. Băi, cine cântați în seara asta? În seara asta cântăm ca de obicei ce ne cere prietenii noștri, toată lumea care e alături de noi. Și avem deja... Ionuț Dumitrache, să mor în pușcărie, frate, eu nu-ți dau direct bloc. Să nu mai stai să vezi live-ul ăsta cu noi în seara asta, că nu e frumos. Vorbești prost, zău. Nu se vorbește așa, frate. Zici tu altceva, orice. Ionuț Dumitrache. Da, ia bloc. E tovarășul tău, nu? Și am zis că, în fine, hai să lăsăm astea. Da. Și am zis că de mâine eu și fratele meu Cătălin o să venim mai devreme în studio și o să începem să muncim așa, de adevărate, în adevăratul sens al cuvântului, să muncim. Și o să facem și piese de ale noastre și o să muncim și la piese ca să cântăm și noi, să avem și noi surprizele noastre pentru voi atunci când intrăm live eu și păi da, fratele meu păi Cătălin. Da. Dar deocamdată suntem lejeri. Și cântăm ce spune toată lumea, ce are plăcere. Cum era melodia? Hai mai zi o dată. Și ce știm, bineînțeles. Nu mai zic. Zi, mă. Acum nu mai zic că mi-e frică. A, ți-e frică de fusta creață? Da. Zi-o pe aia cu fusta lungă. Deci pe aia nu zici. Am ucis aia cu fusta creață. Cum e? Aia originală o dăm, nu? Da, dar aia falsă. Faci tu, eu fac alea, tu faci... Tu faci și alte. Nu te mai încolo. Haide. Păi, fugi de aici că... N-am servit. Ai o fustă creață, creață și cea mai tare dulceață. Dulceața să fie moale. Hai cu mine, bagiocare! Rabadam, stai riba! Te vin o mai încoace! Rabadam, stai riba! Fugi de aici când se-a pleacă! Nu ai zis-o! Băi, nu știți o melodie? Haideți, vă rog mult de tot, băgați un șer să fii mai mult! Rabadam, stai riba! Fugi de aici că îmi place! Rabadam, stai riba! Nu mai venim mai încoace! Cu bagiocare, eu nu am înțeles cuvântul ăsta... Bagiocar? Cum e asta? Eu nu știu ce înseamnă. N-ai auzit pe cuvântul ăsta? Eu nu știe. A, domnul. Să le dea Dumnezeu sănătate la cei care au scos piesa asta cu bagiocar, că nu știu ce. Cât suntem? 600. Băi, prietenii noștri, hai dați un share acum. Dacă tot suntem live, eu și fratele meu Cătălin. Dați și voi un share să ne aruncați acolo sus de tot, cum ne-ați mai aruncat și acum două zile, știți voi, 4.000 am fost aproape, 4.000, băi. Da? O să fim oricum și în seara asta. Să vă mulțumim din suflet și ce să zic, din câte am înțeles de la impresarii mei, de la ai noștri de la NDP, o să urmeze în curând niște noutăți și de la mine și, bineînțeles, de la fratele meu Cătălin. Sunt un lucru deja piesele lui, sunt 3 la un număr. Lucru piesele deja. Cine? 3 melodii, avem un lucru. 3 melodii are Cătălin. Să facă și da? O strofă din fiecare, la rece așa. Ne faci, Cătăline? Știi care zic eu să le-o faci? Aia de dragoste. Fă-le să mor dacă nu le faci. Haideți cu șerul, hai să fim mai mulți, vă rog. Hai să fim un pic mai mulți și vă face Cătălin o strofă dintr-o piesă, din cele 3. Care trebuie să apară, zic eu, sunt hituri toate 3, după părerea mea. Mai bine punem de aici, direct. La ce voce are Cătălin, eu zic o să iese Cătălin, ceva foarte frumos. Cătălin are memoria scurtă, le-a uitat. Nu, tată? Păi nu, stai, stop. Așa.
așa, stai să mai șeruiască prietenii noștri. Să fim mai mulți, nu-i așa, să suntem 700 deja. Să fim un pic mai mulți ca să se ducă mai mult un pic. Vorba că o să iese trei noutăți foarte bombe, ca să spunem așa, dar lui fratele meu Cătălin. Și pe această cale să dea și prietenii noștri un share ca să audă mai multă lume strofa din frumusețea asta de melodie. Da, fraților, corect. Haideți cu share-ul. Dați toți câte un share să ne aruncați acolo sus și să vă pună fratele meu o strofă din ceea ce o să apară. Vărul Măruțul trebuie să dea share, că el are mulți în listă. Bună seara, domnul Măru. Te pupăm, Măruțule. Uite, se uită Atila Gheorghe. Cred că ar trebui să-i dau bloc, Măru, nu? Că a vorbit numai prost cu niște comentarii. Eu, domnul Măru, dacă ne dați nouă X5, vă cântăm două săptămâni. Trei zile. Mă, că trei zile e puțin. Foarte curând. Mi-l dă, da. Exact. Salutare, lume bună, ce crezi? Am sărit de 1000. Bun. Dacă toți suntem 1000, când zice ai noștri, o să dăm drumul la piesa lui fratele meu Cătălin. Un mic fragment din ea ca să auziți. Hai, distribuiți forță, tată. Ce frumusețe de melodie a putut să facă omul ăsta. George de la liceul 5 e plecat, teleleu. Nici nu știu unde e, măcar. Și adevărat că mi-e dor de el. George, dacă vezi live-ul ăsta, vino tati acasă pe un nor de bani. Vino acasă, George, că ne e dor de tine. 1500. Haideți, forță, tată, forță tare. Hai grasul, Florică, share, tată. Bună să vadă tot la cultei. Florică, mare da, respect. Da, haide da. Încă un share toți prietenii noștri și să vă punem un fragment din melodia lui fratele meu Cătălin și să auziți și voi frumusețe de melodie. Să aud eco că e ușa deschisă la studio, de aia să aud eco. Am fost de-aia creață. Vezi că Măru vrea să facă combinații. Haideți cu share-ul, tati, să dăm drumul vrea? La piesă. Da. La cum suntem acum în pandemie și alea, trebuie să mă înțeleagă și pe mine, domnul Măru. În 50 de rate îi dau bani. 50 de rate? Cum pot și până eu? Ianuarie. Până în ianuarie, măcar acum. Până în ianuarie? Haideți, copii, cu share-ul. 2022, nu? 21. A, 21. Dacă vrei da. 22 e bine. Te bună seara, bună seara, da. Salutare la toată lumea. Piesa, te sărut cu ochii închiși, auzi lumea. Da. Hai să vă facem și ceva la rece, fiecare și eu și fratele meu câte o strofă frumoasă, după care share-uiți toți prietenii noștri, toți susținătorii noștri, să auziți frumusețea de melodie. Ceva în forță, că suntem 2000. Hai, dacă toți suntem 2000, facem cine a cerut melodia, te sărut cu ochii închiși. Melodia marca ne de pe Hit Music by Șaban, regele din Banat. Hata fără să vrei, nu? Da, nu am vrut să spun așa, dar mă firește. Te sărut cu ochii închiși, să nu vezi tu că sunt triști și îmi strâng inima-n dinți. Eu sărut buzele care altul locul meu le are. Ce ți-am făcut de măminți, mai acum câteva zile, un prieten bun mi-a spus că ai vorbit urât de mine și-mi spunea că te-am distrus o duminică ploioasă. Într-un bar stăteam la masă, trei, patru inși lângă mine, vorbeau numai despre tine. Te sărut cu ochii închiși, să nu vezi tu că sunt triști, și îmi strâng inima-n dinți. Eu sărut buzele care altul locul meu le are. Ce ți-am făcut de măminți, of, of, of. Bravo, băi, frumos! Hai că tăși tu o melodie frumoasă! Hai și fratele meu, Cătălin, o strofă frumoasă! Ce vrei tu așa de încălzire pentru toți prietenii noștri care ne susțin și uite, ne-au șeruit în nici 5 minute, am ajuns la 2000 și un pic. Poate. 2700! Așa, să rămână mulțumim din tot sufletul la toți!
Banii n-o valoare, nici aurul din lume, dar tu pentru mine asta, ești tot ce am pe lume. Banii n-o valoare, nici aurul din lume, dar tu pentru mine ești tot ce am pe lume. Și dacă mor, tu cui rămâi, în viața mea, tu cui rămâi. Aici. În cine te va saluta, cine te va îmbrățișa. Și dacă mor, tu cui rămâi, viața mea, tu cui rămâi, cine te va săruta, cine te va îmbrățișa. Mișto, băi, suntem 2800, băi, poți să mai cer să mai dați câte un share, mi-a iurea că suntem deja mulți. Eu altfel o știu. Ia auzi. Da banii n-o valoare, nici aurul din lume, tu ești pentru mine tot ce mai scump pe lume. Și banii n-o valoare, nici aurul din lume, tu ești pentru mine cea mai scumpă lume. Și auzi refren. Eu dacă mor, tu cui rămâi, cui ai să rămâi? Cine te-o mai săruta, cine te-o alină? Eu dacă mor, tu cui rămâi, cui ai să rămâi? Cine te-o mai săruta, cine te-o alină? Fii atent! Te-am iubit să moară, mă, dar n-ai avut noroc. Te-am iubit să moară, tac, las-o că e stop. Că-i pe stop. Da, haideți, haideți. Portofele, hai cu share-ul, copii. Voi sunteți visele mele, pentru voi mă chinuiesc, oh, oh, oh. După voi eu mă topelesc. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu foc. Te-am iubit să moară tatu, n-ai avut noroc. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu foc. Te-am iubit să moară tatu, n-ai avut noroc. Auzi, pentru Florica din teie asta, hai tată, încă una, pentru el, special. Una frumoasă. Frunzuliță, foie la te. Am iubit-o, vagabante. Ăsta-i băiat de casă, bă, Florică. Am iubit-o și-o iubesc. Hai cu șerul, copii. După ea eu mă topesc. Hai spune, hai spune, dacă mă mai iubești. Hai spune, hai spune, dacă mă părăsești. Hai spune, hai spune, dacă mă mai iubești. Hai spune, hai spune, dacă mă părăsești. Asta place la lume, melodia asta, la mulți. Place, place, da? Place, place la toți prietenii. Fără număr, fără număr, fără număr, frate, se știe. O pandemie asta, se știe. Măruțu, dă-i share, te rog eu. Ce mai cântăm? O doi, n-auzi? O doină, păi să ne zică și ce periculos e banul. Auzi, ce periculos e banul. Dalu? Covaci. Cât că nu știu. Nu știu de tu start. Tăi, da, aud-o, da. Auzi, pătachea nostru, hai tată. Ce periculos e banul, am zis, nu? Da.
Mai ce periculoase e banul. Au te pas, frate, cu dușmanul. Te pas, frate, cu dușmanul. Eugen, după asta. Mă duc la jos. Nu-i adevărat. Vai, da lume, vai, vai, vai. Prea jos. Hai cu șerul. Au ce pedicul n-o țele banul. Au te faci, frate, cu dușmanul, te faci, frate, cu dușmanul. Au vin dușmanii în fața porții. Au din dușmanii în fața porții te umore, vagabunții. Au din dușmanii în fața porții a te vom omore, te vom omore. Covaci. Șaban, zice cineva aici, bate ploaia drept în mine și mă udă pe obraz. Guță, mă, bate ploaia drept în mine. Asta alu șef. Alu șeful tău, Șaban. Da. Corect. Cum începe? Mă întreb pe mine. Are un ton... Da. Dar bace ploaia dreptă mine și mă udă pe obraz. Nu mi-e ciudă că mă udă, n-are suflet am necaz. Tabace ploaia drept pe mine și mă udă pe obraze. Nu mi-e ciudă că mă udă. Nu mi-e ciudă că mă lasă ploaia să mă ude, lasă vântul să mă bate. Am pus gând și m-am jurat, n-am să mai iubesc vreodată. Lasă ploaia să mă ude, lasă vântul să mă bate. Am pus gând și m-am jurat, n-am să mai mai srbește. N-am să mai vezi vreodată. Bravo, băi. Mamă, băi, n-aveți și voi ambiție, băi. Oameni buni, copii. Hai să facem 4.000 în live-ul ăsta. Aia e, mă. Lasă vântul să mă bate. Am pus și m-am am pus și m-am jurat.
Dacă mai iubesc vreodată, dăm scuze, prieteni dragi, dă-le direct ocupat. Deci dacă mai sună cineva, promit că îi dau blog la număr, să mor și la scuze, vă rog, hai mai dați un share să fim acolo mai sus. Și când zic ai noștri, vă prezentăm și noutatea la fratele meu Cătălin. Să auziți haz de melodie. Bă, deci mie nu vine să cred, 3300, bă. Mulțumim din tot sufletul nostru și pupăm și eu și fratele meu, îi pupăm pe toți apropiații noștri și toți prietenii noștri și susținătorii care sunteți alături de noi doi și ne susțineți și vă place ceea ce prestăm noi alături de toată familia ne de pe Hitmedia, din tot sufletul. Stați pe aproape că nu o să vă pară rău. Haideți încă un share frumos, acum să facem 4.000. Ce zice lumea? Ai noștri, prietenii noștri. Vă apreciază. Voci frumoase, doi copii frumoși. Să rămână, mulțumim. Și tot așa, Cristi Pop, doamna mea. Și tot așa, zice Liviu Liviu, de la mine a trei acasă. Știți melodia asta de la mine a trei acasă? La mine a trei acasă, stai, te găsi pe fereastră, nu? Da, da. Eu... Doamne, la mine trei acasă. A, tu cum o știi? Dar eu nu știu mult. Era mai de mult într-o melodie lentă. De-a lui Guță o știam. Băi, uite, zice Alex. Florică Grasu al nostru. Să faci piesa cu Călinuț. Da, o fac. Hai să vedem. Hai să fie pentru toată lumea, pentru toți copiii voștri, pentru toți prietenii noștri de pe live, pentru toți apropiații mei. Hai să fie și pentru unchiul meu, pentru Iulius, pentru băiatul lui, pentru vărul meu, bineînțeles, pentru Manu, care știe că Iulius e ochii mei și de aceea dedic această melodie pentru el, că îi place foarte mult. Și pentru toți prietenii noștri de pe live. O, sunt fericit și în păcate. Măcar am și un băiat. O, el este speranța mea. Atunci când noi mai puteam, cât este lumea de mare, băiat ca-l meu nimeni n-are, băiat ca-l meu nimeni n-are. Îi seamănă mumesa, dar e toată firea mea, are toată firea mea. Oh, băiețelul meu, oh, ajutorul meu, oh, că sunt la durere, mi-a dus mângâiere. Opa direlele, opa direlele, băiețelul meu. Opa direlele, opa direlele, ajutorul meu. Vă pup, domnul Florică. Vorbește și dumneata, domnul șef. De cumbanat, șaman. Calcă-mă, domnul, picioare. Domnul Tomasius. Morlă de Vladalove, corovile și aiore,
Marle de Vlad love, carovele și aiute. Am vau ghinule dromendar, mândar dole ghine durendar, mândar dole ghine durendar, s-a dograz neca murendar. Deja n-au ca vimerau, barbale mesaci dau, vai, 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 vai. Am dat mână geore, dobri mândră vastele, vai, 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 da, 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 la da, 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 la da, da, la da, 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 la da, 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 la da, la da, 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 la la la. Bravo, băi. Am scăzut înapoi la 3000, dar e bine. Ne dă cu telefonul din mână, un pic am scăzut la 3000. Da. Haide, mai dați un share de ăsta puternic toți susținătorii noștri. Eu mai sus. Regele României. De aici de unde a fost? Da. Calcă-mă, Doamne, în picioare. Mai sus. Haideți cu share-ul. Calcă-mă, Doamne, în picioare. Fă-mă praf și pulbere, dar lasă familia. Că nu vreau să sufere. Am rupt să-mi rap de copii și ne-am mâncat să se culce. Și-am riscat atât de mult pentru o pâine mai dulce. La la la, ia-mă, Doamne, că vei vrea. Ia-mă, Doamne, ia-mă, ia-mă. Dar lasă-mi pe fata mea. La 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 la. Fă-mă joburi dacă vrei, dar lasă-mi copiii mei. Ia-mă, Doamne, când vei vrea. Ia-mă, Doamne, ia-mă, ia-mă. Dar lasă-mi pe fata mea. La 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 la. Fă-mă joburi dacă vrei, dar lasă-mi copiii mei. Bine, băi! Dar nu mă bate vântule, să cazi jos ca frunzele. Dar nu mă bate vântule, da, da, la, da, la, la. Să-mi iau tu puterile. Dar nu bate înaintea mea. Vai de lume, vai, că s-a făcut lumea mea. Dar și bate-n spatele meu. Vai lume, vai, vai, să pot rezista. Bravo, băi. Cere cineva la Obrejan într-o grădină. Obrejan. Nu știu, trușa de arvosă. Bagă-și un pic de parfum. Ia o gură de parfum. Ia o gură de Versace. Strigă să aduce. Vreți apă sau cola? Vrei apă cola? Ce vrei? Cum a zis ăla astăzi? Coca-Cola. Coca-Cola vreau. Haide la Obrejan într-o grădină. Ce fac? Sau fac eu curent? Știi că ți-am zis că numai atâta știu din ea. Până la oprins dorul rădăcine. Da, un bagi e drag. Da, dar nu știu linia melodică. Haideți, copii, cu share-ul. Facem și de joc. Să iau un ton mai jos, nu că... Da, ia.
Eu ți-am zis să iei, să fii relaxat, să nu mai te forțezi. Într-o grădină, dar nu mai poți să... Hai să spun ceva. Adică las că îți spun puțin. Dacă tu e... Nu se aude cum trebuie. În primul rând se aude cum trebuie și poți tu să-ți faci de chestia. Păi da. Trebuie să o schimbi. Hai că încerc să o fac și eu cum pot. Fac un ton mai jos. Fă-o, mă, frate! Să nu mai surzească domnul Adică. Fă-o, băi, băi, Cătălin, fă-o, mă, acolo, nu trebuie să bucură în lumea, mă, tată, mă, că sunt 3.000. Auzi, tu fă-o cum vrei tu. Fă-o la cel mai șmecher ton. 3.300 suntem. Poți să cânti cu un ton mai jos la 3.300 de oameni? Poți? N-ai cum. Ok, mă, sună. Știu. La obreja într-o grădină. Haideți cu șerul, copii, acum și e timpul. Da, d-o prins rură de cine. Da, wa, Bihorean al Romanii? Jatul că grasturoia. Dar cum începea? Că mai multe feluri. Cum știi tu așa fă? Da. Aia originală. Aia, aia, logi. Dar nu așa o cânti? Gata, ai cântat-o, nu? A fost așa. Haideți cu șerul, copii. Uite, Matei George s-a dus la slujbă, săracu. Du-te, tati. Să fie sănătos. Cât suntem? 3.300.
La 4.000 de persoane o să punem și piesa. O să punem, da, cum vezi voi, un fragment din ea să audă toată lumea. Dacă toți sunt atât de mulți oameni, să audă un fragment din piesa făcută de fratele. Uite ce zice Mario aici. Fii atent, eu n-am nimic cu Cătălin, dar ia pune-l pe Șaban să facă partea asta la obrija dintr-o grădină. Da, o fac. Hai să vedem. Decât până unde știi, atât. Până la oprins dorul rădăcine. Atât. Dacă nu știi, te oprești. Haide. O gândi tonul tău? Tu te vrei de unde ai dat-o? La obrăjat drog. Am făcut-o mai jos, că data trecută am țipat prea mai. La obrăjat într-o grădină. Mai trăiam cât vreo două stiluri pe asta. Ba da. Eu știu, Ramona Vita o cântă. Original, da. Corect? Așa. Hai. Și fii atent cum e originala. La obreja într-o grădină. Am avut dreptate cu încă două stiluri în plus? Hai, două în plus. O prins dorul rădăcina. Da, va, 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 sus, nu, că poți. Dar nu știu. Da, va, va, va. Ea pronunță cuvântul ăsta în ce faci tu. Fă cum știi tu. Da, wa, wa, wa. Da, wa, 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 wa. Bravo, băi! După tine, Duda moare, s-o țucă-mă și mă doar. Da, țucă-mă! Da, țucă-mă! Și mă doar. Acum știu și eu. Hai de la început. Hai de la început. Haideți cu șerul copii. Doarme sau? Sau după tine Duda moare. Nu știu, știu bine. Atât ce știu de la ea că o cântă Ramona Vita. Am auzit-o și la Guță când cum o cântă. Știi? Da, original. Ia așa bani. Era mama lor de bani. Schimbam oameni în Spartan. Da, la, 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 la. Tsukamana
Bine de tăi. Vai, vai, vai. Dan, piticul nostru, te pupăm și noi pe tine. Vă pupă piticul, băi, Dan. Știi că... A lumea grege... Zi. Nu știu dacă pronunț bine. Eu nu știu dacă pronunț bine, dar sper să pronunț bine. Ești din Ardeal Șaban și... Nu, nu, ascultă. Au ca deasemne gândurința! Au sarne grasne ca munința! Da-da-da-da! Așa-mi sunt gândurile! Ca și calul. Cu gamurile. Așa-mi sunt gândurile. Ca și calul cu gamurile. Mai multe facem om în viață. Da la la la. Vai, merge tot ca vântul în față, merge tot ca vântul în față, vai, 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 bun. O mai ale... Bine, băi! Când ai copii, da, vai, da, lume, vai, 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 vai. Am mai ales când ai copii, dar faci orice să-i poți să-i ții, vai, 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 vai. Au tere, ești peste limita fricii. Să știi bine pe ea mici, vai, 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 vai. Pe tu strofa, domn, știi pe asta? O, când repede să vezi bine. Cine, asta e Guță cu, cum îl cheamă, Gianni de la Londra. Gianni de la Baco, de la Londra. Băi, ce panorame sunteți amândoi. Hai, mă, mai multă seriozitate, vă rog eu mult de tot. Uita, de la Londra, de la Baco știu că e normal, nu? Să o ajut, nu mai știu. Îmi cer scuze, n-am știut. De la Londra, nu? Da, tati, Gianni de la Londra, e fratele nostru, un băiat super mișto. Bun, haide să vedem ce avem aici. Fii atent, ce tare. Zici la băiatul cu tricou alb să cânte o horă frumoasă. Tricou alb? Nu știu. Nu e niciunul tricou alb aici decât ăsta din spatele camerei. Băi, eu nu știu dacă ăsta e... Ăsta nu cânte decât joacă. Eu nu știu dacă ăsta e tricou alb. Mă, cred că eu sunt. Adela Mona, bine zici. Că așa nu s-ar mai supăra nimeni ca să cânte ce vrea ei, că nu le vedem toate mesajele și ei toți sunt supărăcioși. Stai un pic. Câți avem, domnule? 3300. Deci am rămas acolo la 3300 fix. Deci avem 3300 care sigur ne place. Stă și se uită la noi și ne ascultă muzica. Să rămână mulțumim din tot sufletul la toată lumea că sunteți alături de noi și nu plecați. Darius Ștefan, îți dau bloc. Îmi pare rău, frate. Vă iubește Dan Pitic pe amândoi. Să rămână, domnul Dan. Să rămână cu respect. Aștept să scoatem noutatea aia frumoasă. Avem și cu Dan al nostru, mă, cu piticul nostru, avem un super hit. Vreau să anunț, dacă tot suntem, dacă tot am intrat în subiect pe această cale, vreau să-l salut cu respect pe domnul Dan Pitic, care nu mai are rost să-i pronunțăm numele. Și vreau să spun că alături de dumnealui am o noutate super, super frumoasă, care o să apară în câteva zile, cred eu. Foarte curând.
foarte, foarte curând. Deci stați pe aproape și o să vedeți noutatea Șaban și Dan Pitic. Zi la Șaban să cânte parfumul tău. Parfumul tău e pe perna mea, încă mai simt prezența ta. Eu regret mult greșeala mea. Am fost sedus și nu mai pot să cred cât de naiv am fost să te înșel. Iubirea mea nu-i aparține al cuiva. Mă gândesc la nopțile cu tine, când mă strângeai la piept simțeam iubire. Buzele tale dulci mă sărutau pe mine. Ai plecat și m-ai uitat, cum să fac să te întorci iubirea mea. Parfumul tău e pe perna mea, încă mai simt prezența ta. Eu regret mult greșeala mea. Bravo, băi. Știți melodia 40 de muzicanți? Pentru tata să cântați, parcă, nu? Nu știu, n-am cântat-o niciodată, dar... Hai să încercăm. Eu știu doar 40 de muzica. Stoi ca după asta facem joc țigănesc. Promitem. Nu știu. Pentru tata să gândați, vai. Să mor, dar uite atâta știu. Mamă, știi că la câți pocăiți am dat bloc până acum? Au 40 de muzica. Patruzeci de muzicanți, pentru tata să cântați, pentru tata să cântați. Linia melodică. Ce să fac cu ei? Da! Dacă lângă n-ai mei copii, așa e? Nu e tata lângă ei. Iulia nu prea știe piesa, cânta și ei ce-au știut din ea. Doar 40 de muzicanți și 40 de pahari. N-am știut-o piesa asta. A făcut-o frățioară. Nu contează. Am făcut și eu cât am știut, dar asta trebuie să-i mulțumim pe toți. Gestul contează. Nu mai sunați, vă rog mult de tot, că redeviați din live și iese lumea după aia. Vă salutăm din nou, 3300 de persoane, avem cu noi aici Șaban, Cătălin. Haideți să facem un joc țigănesc, că așa ne-am promis la oameni. Stai să mă gândesc la unul, știi? Fă-l până care îmi place mie, că e în forță. Care? Ia să vedem. Și m-a făcut m-am un boss.
mare, mare noroc, la de vitale, da, la, la, și m-a făcut mama un post. Mare, mare, noroc, la de vitale, da, la, toată lumea, ale, da, la, la, asta e marea mea, da, la, da, la, a să știe toată lumea, ale, da, la, la, asta e valoarea mea, da, da, la, da, la, moromea, marvalea, bartalea, s-am șucat și tu lovele, moromea, marvalea, bartalea, s-am șucat și tu lovele, e de 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 da la 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 la. Da, 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 la vreme de sărătoare, da, 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 hai, da, mu iară în sat, hai, le, le, de, le, la, să luăm nora de împărat, hai, le, de, le, de, le, la, da, și să facem notă mare, hai, le, le, da, le, da, că avem neamul de valoare, hai, le, le, da, le, la, da, cu muzică de valoare, hai, le, le, da, la, da, cu firmă și nume mare, hai, le, le, da, le, la, da, 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 hai, le, le, da, le, le, da, 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 da. Băi, dar chiar am și o întrebare și să ne dumerit chestia asta. Toată lumea care sunt, deci de fapt toți pocăiții care sunt pe live-ul meu în momentul ăsta, de ce aveți telefon cu Facebook? Voi nu vă gândiți că ăsta e al diavolului, Facebook-ul? Ce căutați voi pe Facebook? Pe femeile care le vedeți acolo despuiate și alea, vă ispitesc, voi n-aveți voie să vă ispitiți. De ce aveți telefoane cu live, cu Facebook? Adevărat, adevărat, n-aveți voie să vă ispitiți. Nu vă e rușine, că sunteți oamenii Domnului. Vă rog eu mult de tot, renunțați la Facebook. Așa suntem și noi mai liniștiți după aia cu Cătălina nostru. Da, hai să trecem peste asta. Am o strofă pe chestia asta, dar... Să vă rog, cântă, cântă, haide. Haide, mă, zi. Haide, mă. Dar nu, băi, eu așa, dacă sunt pocăi, sunt oamenii Domnului. Ce faci ei cu Facebook? Că văd femei dezbrăcate. Au, dacă vrei să te pocăiești. Cu Facebook te ispitește! Facebook te ispitește! Și frate, pe pământ te știi! Da. Fraților, lăsați-mă în pace! Să mănânc și eu verdeață! Gata, mă, frații mei, lăsați-mă în pace! Trebuie-ți-vă copiii voștri! Am ales să fiu pe drumul ăsta, nu m-a obligat nimeni! Am ales să-mi câștig și eu pâinea cum pot! Păi de ce, de ce, Mițule? Ce, petrecem ceva? Uite, zice cineva aici să cântați o doină, amândoi împreună, care o știți. Aie! Aie, mă! Hai cu șerul, copii! Ai o fustă creață, creață, haide cu mine în verdeață, verdeața să fie moale, hai cu mine, bagi o cale. Ai o fustă creață, creață, haide cu mine-n verdeață, verdeața să fie mole, hai cu mine, bagi o care. Rabadam, stai rima, te vino mai coace. Rabadam, stai rima, de aici că nu-mi place. Rabadam, stai rima, de aici că nu-mi place. Rabadam, nu și mă vor la patru vaci. Oh, hey! Hai, mă! Ai o fustă creață, de creață, hai cu mine în verdeață, în verdeața să fie mole, din gură să-mi curgă vale. Ai o fustă în creață, de creață, haide cu mine în verdeață, ați nebunit cu piesa asta, bă. Să fie mole, hai cu mine, bagi o care. Rabadam, stai rima, cu te vină mai încoace. Rabadam, stai rima, cu de aici te îmi place. Rabadam, stai rima, cu te vină mai încoace. Rabadom, stai rima! Băi, fii atent ce, fii atent ce spune, ce spune unul, Dani. Frate, n-am nimic cu tine, dar ce-i, ce-i cu pocăiți? Nu judecați să nu fiți judecați. Și nu mai da bloc la pocăiți, că se întâlnește deal cu deal, mai ales om cu om. Deci încă un pocăit care amenință. Acum, cum adică? Dacă ne... Să nu mai dăm bloc la pocăiți, dar pocăiți dăm bloc doar celor care intră și vorbesc aiurea și judecă pe Cătălin că de ce s-a lăsat de pocăință. A căzut de la pocăință și stop.
Gata, atât. Nu, vreau să-mi cer și eu scuze de la voi. Vreau să le zic și eu două cuvinte și atât. Nu, frate, avem 3600 de oameni, hai să nu ne stricăm bună dispoziție. Da, zicem la sfârșit. Și fraților, cu fusta creasă și cu verdeața dulce. Ați zis verdeața dulce, mă? Nu mai amenințați, frate, că sunteți pocăiți, bă, lume bună, oameni buni. Oamenii domnului cu telefon. Vă rog din sufletul meu, ca să nu mai judecați atâta, fraților. Dacă nu vă convine la nimeni să... Luați-l pe Cătălin de Crescuț, faceți-i o bonificație în fiecare săptămână, cel puțin 500, să aveți și el pe dreapta acolo și luați-l la voi, că nu e nicio problemă. Corect. Nu pentru 500 așa? Păi să-ți vină 500 să nu faci nimic, ești nebun? E bun, adevărat. Nu-i bine aici așa. Frații mei, am ales să fiu... E drumul meu, nu m-a împins nimeni de la spate, nu m-a obligat nimeni, nici casa de discuri NDP Music, nici absolut nimeni. Am ales să pot să-mi crești și copii și familia. Dacă eu n-am mai putut să stau pe cale din anumite motive, nu are rost să ne mai zic. Că ești păcătos! Sunt păcătos ăsta să nu mai pot să mă ridic din starea. Dacă eu nu mai pot, decât să stau și să nu tristez pe Dumnezeu mai mult, să poftez la lumea asta cu... păcatele mele care le am, mai bine să pot să-mi crești o familie frumos și copiii mei. Băi, da. Hai să trecem peste asta. Hai să trecem. Ei tot o să te judece într-una. E și Alin Văru cu noi aici, băi, te pupăm, Văru, Alin. Bună seara, bună seara. Ce preferințe au oamenii? Ghe. Ce asta bine într-un șeptar. Eu nu știu. Nu avem noi talentos. Să cuvine talentos. Haideți cu share-ul, vă rog mult de tot. Da, lăsăm cu se cuvine talentul ăsta la piesa aia cu ghe. Noi nu putem să o interpretăm, că e prea bună. E foarte grea pentru noi și nu putem să interpretăm. Sunați-l pe Ștefan, că el e numărul 1 la piesa asta. Nu da. Face nimeni. Pe Ștefan de la Craiova, el e numărul 1. El e adevărat, păi e piesa lui, frate. Da. Raul Godiș, te pupăm, tati, cu toții. Te pup, frățiorul meu. Te pup și te iubesc și aștept să ne vedem. Păi stai așa, să știe dacă merge și el cu noi în Germania, pe 25. Face el cumva să vină și el cu noi. Da, corect. Zice Viorel, Radu, pune-l pe Șavan să o cânte pe aia care a cântat-o la taraf cu mandatul. Piesa cu mandatul care îi place lui Lucian. Hai să vedem piesa cu mandatul. Facem și pentru copiii lui Blană Robert după asta. Închid ușa. Da. Haideți cu șerul. Băi, suntem 4500, ce crezi? 3500, pardon, m-am luat gura pe dinainte. Nu e problemă, tot mulți suntem. Da, logic, suntem destui. Hai să facem o strofă scurtă. În Leipzig venim în Germania. Hai să facem o strofă scurtă din... Cine ne-a întrebat? Nu, cineva de aici, unde venim în Germania. Așa. Hai să facem o strofă scurtă din... scuză-mă. Dină mi s-a terminat mandatul, ca să nu plictisim lumea, după care cântăm pentru toți prietenii și dacă nu a citit al nostru mesajul, mai dați o dată. Doamne, mi s-a terminat mandatul. Mie e frică să nu mi-au altul. Așa, tata. Așa, pe spate. Doamne, mi-e frică să ajung acasă. Și-am auzit de nevastă să nu mă-ntorc la pedeapsă. Doamne, mi-a scris mama într-o scrisoare că a ajuns o curvă mare, că ne mai pasă de fată și o lasă nemâncată. Dar ce mi-a dezbrăcată.
Orice curvă criminală. Îmi ține fata pe afară, cât de rea este curva, mi-a făcut viața mai grea, dar și mai lungă pedeapsă. Bravo, băi! Zi, ce, vrei să cântăm ceva? Vrei să cântăm ceva, dar până acum ce ați făcut, mă? Că există o vorbă mare, Denis, nu mă faci mânca. Cum, mă? Că există o vorbă mare, nisip, faci sarmale, trebuie să nu știu ce am zis. Hai, ce mai zic, prietenii noștri, să mai facem? Adicule, dacă e, să punem și piesa nouă care urmează să o testăm. Să filmăm la ea. Da. Cât suntem? 3200. Hai, uite, suntem 3200 de oameni. Vă rog eu din suflet să dați un share, să ne aruncați acolo sus în aer de tot, ca să vă prezinte fratele meu Cătălin o frumusețe foarte, foarte mare și frumoasă de melodie. Hai, mă, dă-i drumul, că suntem 3000, ce mai? 3000 și dă-i drumul. Păi cât dă-i, să ținem? Dă-i... Da. Dă-i mai tare. Dă-i. Mai mic. Mai. Așa. Auziți frumusețe. Bun, poți fi astfel, mă iubești, dar stai cu el. Sau poate mă folosești. Cam atât a fost. E lucru, piesa trebuie să iasă pe piață cât de curând, o să filmăm și videoclip la ea, o să fie ceva foarte frumos, mai sunt două melodii. Poți să pui și după aia asta lângă Izvorul Rece? Da, dar doar prima strofă. Da. Dacă ar putea omul să-l schimbe soarta, ar face-o mai bună de la o zi la alta. Iar avea putere omul să schimbe cursul vieții. Am lăsat toți banii pentru anii tinereții. Eu s-o lângă Izvorul Rece și vădea... Nu vrei să lași mai mult, ți-e frică? Da, astea sunt melodiile lui Cătălin, care o să apară cât de curând. Sunt în lucru la domnul Florin Pește. El orchestrează, el mixează, el face totul la melodie cap-coadă, el ne-a ajutat la voce, am înregistrat la dânsul, că am zis că acolo e mai de cuvință să fie, nu știu, să audă mult mai bine, altceva. În fine, așteptăm să ni le dea. Acum să le și filmăm. Ce mai cântăm, Șoban? Nu știu, tata meu, să vedem ce zice mai noștri. Uite, tot îmi zice, uite, Cristian Pop, de exemplu, Camera noastră. Am mai cerut-o câțiva. Într-o cameră pustie, nu? Da, aia sigur e. Într-o cameră pustie caut o fotografie, singura mea amintire care o mai am cu tine. Într-o cameră pustie, doar inimioara mea știe că aici eu am iubit fata ce m-a părăsit. Stau și plâng pe strada care, la, ieșeam seara la plimbare, la, și îmi plânge sufletul, că nu mai apari și tu. Stau și plâng pe strada care, ieșeam seara la plimbare,
Îi văd pe alții de mână, cum eram noi împreună. Ce amintire nebună, la da 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 la da la da. Bravo, băi! Fii atent, zice Dan Pitic, o doină, frate, la fântâna cu apă rece. El crede că nu știi. Nici tu, nici tu, zice, domnul nu știe. Da, el zice că tu, voi nu știți melodia asta. Sigur l-a auzit odată Păguță comentat, da. Că l-am povestit eu cu dumnealui și mi-a zis că a fost undeva. Haide să vedem. Hai, mă, mai... Mă, pasta, foțe și pe dați-vă în piesa mea. Face dați-vă în piesa mea? O gândi. Eu știu versurile, păi hai. Ai aiurea la rece. Da. Vreau să vă anunț că e și am și partea a doua la nebunia NDP, dar asta o să fie, urmă să vedem ce zic superiorii mei. Și asta o să fie, zic eu, mult mai băiețească așa, mai o să fie, da. Hai, mă, puteți aia cu la fântâna cu apă rece. Știți voi de-astea? Haideți cu șerul, băi, am scăzut rău de tot să mor, da, 2600. Da, 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 da. Hai să fie această strofă frumoasă pentru domnul Dan Pitic, care a zis că nu știm doina. Haideți să vedem. Da, 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 da. Da, 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 da. Hai să facem la valoare, dacă tot. Nu? Normal. Da 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 la fântână cu apă rece. O știe, mă? Băi. Da. Băi, fii atent, e un băiat aici din Anglia care mă zăpăcește. Lasă-mă, trăiască familia ta, că îți dau bloc și pe Facebook, îți dau bloc și la număr. Lasă-ne în pace, nu mai sună. Vezi tu că suntem și noi în live, ne deranjezi aici cu 4.000, 3.000 de oameni că avem în live-ul ăsta. Nu mai sună, trăiască familia ta. Băi, ce mai avem aici? Băi, Cosmin, de la Dragalina, mai e cu noi aici? Dă-ne un semn, Cosmin, dacă ești tati. N-ați învățat aia lui... Melodia Plâng și Trag dintr-o țigare, nu? Bun. Hai să facem pentru... Hai să facem și aban pentru Cosmin de la Dragalina... Dragalina, parcă, sau cum... Puh. În fine, Dragalina. Pentru Cosmin de la Dragalina să facem o piesă de părinți. Hai să o facem pe aia, mama mea, tăicuțul meu. Da, uite-l. Salam. Păi eu nu sunt pe... Da, vă poștepanță. Haideți. O știa, nu? Chiar, noapte, noapte, fără loc. Nu. Aia de la Salam. De-aș putea, aș cumpăra zile pe... Amândoi, 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 amândoi și aban. N-aș da prețul cel mai mare să o fac nemuritoare. La fel pentru tatăl meu, că a muncit și-a trăs din greu. O faci muri în locul lor, să-l aibă un trai ușor. Tatăl
mea, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Special pentru Cosmin de la Dragalina, să-i trăiască părinții lui. Nu, mama, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimi o rânărsă, când nu treci o zi pe acasă. La fel și tăicuțul meu, mai cât plânge de focul meu. El îmi vrea doar binele, ca să aibă liniște. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Se repetă strofa asta pentru Cosmin de la Dragalina, da? Hai să o cântăm așa. O mamă, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimi o rămărsă, că nu treci o zi pe acasă. O mamă, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimi ora arsă, că nu treci o zi pe acasă. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Păi, piesa Cucule de la Banat, o știți? Da, 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 da. Nu știu cum să împart cuvintele, că e 6-8 la Cucule de la Banat. Da. E doi la Cucule de la Banat. De unde? Trandafir cu creangăna, păi e aceeași, nu? Cine cu așinguță, nu? Și o știa așa în linia melodică. Cucule de la Banat, cântăm că sunt supărat. Știu melodia. Și cântăm pe glasul țire, așa cum îmi place mie. Da. Măi nene, nu știu mâine ce o fi și nu te-ai mai auzit. Adrian Constantin, zică, hai că iar întârzi mâine la muncă, din cauza voastră. Oricum, apreciem din suflet că stați și la ora asta, uite, 12 fix. Păi ce să mai... Vă cântăm, ce să mai... Abia acum am început, uite, suntem doar ce ne-am încălzit. Lasă ușa așa să vină și nu mai... Nici o problemă. Ce mai zice lumea să mai facem? De la birt, acum a vii. Aia de la primărie în sus? Sau tot aia, de la birt sau de la primărie, tot una e. Păi dacă sunt aceleași, sunt strofele... Facem mai? Trei. Ia stai Remus aici, ca să nu se mai fumi și o țigare. Mai ține și tu, mai vorbește și tu cu oamenii ăștia. Vezi ce zic oamenii, cu Cătălin? Oamenii nu mă cunosc, eu nu vorbesc cu cine nu mă cunoaște. Bun, așa să fac. Au de la birt acum vine! Mândra-i plină de venire. Aceleași strofe, aceleași. Au de venit și de necazvat. Au de venit și de necazvat, că n-am stat deloc eu treazvă. Bravo!
Am dat la geam și strig la poartă. Mândra doar ne pare că-i piartă. Da, e. Cineva, că voi nu vă simțiți în largul vostru și vă simțiți așa, parcă gen ca sclavii. Nu, Nicolae Florean sau ceva de genul. Cum, în ce sens a zis că ne simțim ca sclavii? Chiar ne simțim gen, foarte gen ați fi, nu știu, molestați. Păi uite, hai să le spun ceva de genul, la... De genul ăsta, la... Mădălina spune, domnul Adi, ne-a scris de foarte mult timp, domnul Adi, vreau și o melodie cu nunta, să o facă șaban. Facem și melodia cu nunta și pentru unii care spun lucrul ăsta sau așa mai departe, vreau să vă aduc la cunoștință, nu din, păi eu n-am nimic, nu critic, n-am nervi, n-am și eu nu o lungesc în primul rând. Dar au fost zile când nici nu ne-am simțit bine, pentru că nu întotdeauna te simți bine și nu întotdeauna ai chef să cânți, ca să știi chiar dacă ești muzicant mare sau mai mic sau lăutar. Și au fost zile și când nu ne-am simțit bine, dar tot am intrat live să vă cântăm. Da, și poate și acum vreo două ore, trei, ne-am certat și noi cu nevasta de acolo, cu aia de acolo și nu ne-am simțit bine. Și tot am intrat live și acum uite că ne simțim bine. Hai mai băgă după aia cu fusta creată încă o dată. Nu, avem o comandă lui Mădălina cu nunta și după aceea. Are plăcere. Hai de la Mădălina, de la mine pentru Mădălina să fie melodia cu nunta. Mi-am ajuns băiatul mare, ailele de la, la vreme de surătoare. Hai de gătelela, hai da muiere un sat. Hai de gătelela, luăm noră de un bogat. Hai de gătelela, da și să facem nuntă mare. Hai de gătelela, da, că avem neamul de valoare. Hai de gătelela, da cu muzica de valoare. Hai de gătelela, da, cum vimă și nume mare. Hai de gătelela, da, 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 da. Hai de gata na 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 Ce mai cântăm, băi? Copii. Mai cântați și voi din capul vostru. Cel puțin o strofă din Cucule de la Barat. Da, cel puțin. O strofă. Cel puțin o strofă. Asta câștig. Tu o știi. Cătă. Cucule de la Barat? Da. Nu știu. Nu știu... Da, Mădălina Mariu, sigur. Au cucule de la bână! Împovide și eu cum știu, n-am auzit-o viața mea, bine. Au cântăm căsim supără. Au cântăm pe voce subțire. Au cântăm pe voce subțire.
așa cum îmi place mie, să mai uit de amărăciune, că nu mai am zile bune. Bun, bravo, bravo. Da. Ia-mi, Doamne, mie ce vrei, dar lasă-mi copiii mei. Facem. Haide. Ia uite-o mai acceptabil. Puțin mai sus. Între. Ok? Ionuț, strate, după asta facem, uite, zice un băiat, cam dușmănie pe el. Să facem mergi la galop, o știți, da? Haide, după asta. Eu azi m-am gândit, viața nu înseamnă nimic. Viața nu înseamnă nimic. Și mai departe. Decât copilașii mei, decât copilașii mei, mi-aș da viața pentru ei, lumina ochilor mei. Poți să-mi iei, Doamne, ce vrei? Dar lasă-mi copiii mei. Poți să-mi iei și ochii mei. Dar lasă-mi copiii mei. Poți să-mi iei, Doamne, ce vrei? Dar lasă-mi copiii mei. O să-mi iei și viața mea, dar lasă-mi pe fata mea. Facem acum pentru Ionuț Istrate, aia mergi la galop, după aia facem pentru Alex Preda, pentru băiatul lui, pentru Rafael. O știi aia... Una de băieți. Mergi la galop? Aia, în German, gras, în German. Aluțancă. Trebuie să o știi. Eu nu știu pe romanes. Nu cred că știu. German grast în German, în German, haida. Cânt-o singur, Șaban, dacă nu știe. Dar nu știu. În German grast în German, acolo, dacă dea, nici am ori. În German grast în German, zi-mi, să încerc să o fac cum pot. Haideți că iese lumea după live dacă să mă oră.
cul haina. Nu știu, cred că ce zice de la Baia Belvasta. Ce facem acum? De la Baia Belvasta! În caz de domnul la maica. Că tu știi țigănește, mă. În caz de domnul la maica. Prin maica. Și tu zici varianta în românește. Să vedem dacă mai pot. Hai căluț, 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 du-mă repede la puluț, mă. Au să iau apă la crămioare, să-i dau lui mama, că nu vreau, Doamne, să moară. Să-i dau lui mama să bea, da, poate, poate o scăpa. Dar dacă pleci de lângă mine, cui rămân, mama, pe lume? Bravo, băi. Haide să, hai să facem pentru, pentru băiatul lui Preda una de copil, de băiat. O melodie de băiat. Da. Ia să ne gândim la o melodie frumoasă de băiat. Nu știu să mă... Știi ceva? Ceva frumos. Fii atent. Ce spune Timi Ștefănel. Haide să-ți descriu, haide să spun, să spun secretul ăsta nostru, de ce-i țin pe toți desculți în, în studio. Băi, tati, eu am aici o casă mare, mare, știi cum e melodia aia de grădiniță, și dormim cu toții aici, copiii stă la mine în casă. E adevărat așa, bani, aici e cu soția lui, deci, uite, e cu fetița aici, lui. Aici e o casă atât de mare, aici e o casă atât de mare, să vă spun, încât chiar și eu de multe ori când o văd mai mă minunez de ea și e atât de mare încât are și studioul ei propriu. Și ce credeți? O să se mai, cum îi zice? Mai lărgim. O să se mai lărgească studioul ăsta cu un etaj mai sus. Da, da, mă, tati, aici stă copiii, de aia sunt, sunt relaxați, sunt îmbrăcați. Să fie și mai mare studioul. Sunt îmbrăcați de casă. Sunt îmbrăcați de casă, deci, pur și sunt, simplu. Eu de-aia sunt, eu pot acum să mă duc să mă îmbrac la patruace, la parpalac, la papion, la hainele de duminică pe mine. Dar sunt ca și la mine în casă, na. Și plus, cum să zic, cum e și cald afară, păi ce vrei, dacă stăm încălțați cu Adidas și cu de-alea, păi mai intră vreun luptar aici. Băi, la noi miroase frumos, frate, băiții, sunt curați. Înțeles? Normal, de-aia ne menținem și nu putem să stăm să ne ardă picioarele. Păi da. Suntem, suntem mai liberi când suntem desculți, mai altfel când îmi zici că suntem mai, avem putere, mai... Da, trebuie să înțeleagă, ei aici locuiesc cu mine, da, aici, aici stăm împreună. Vă arătăm casa dacă vreți. Vă arătăm camerele, da. E 5, 4, 5 camere, două băi, e cu etaje, cu... Așa e casa și are studioul ei propriu. De la, de la mine din studio, merg acum la mine în cameră, mă bag în pat și dorm. Că acolo e pat. Băi, de acum acolo să vă las, bă, Adidas și în picioare. Ne luăm, da, să mor, ne luăm. Mai eu zici cât un sacou și cât păi, un... Pentru băiatul ăla e un mister, că mai m-a întrebat odată, de ce-i ții desculți în da, studio? Țin, uite, frate, ia uite ce curat e, e lacrimă, ești nebun. Da. E frumos, e curat. Mai avem și noi o jucărie de copil mic. Păi dacă avem copii, frate, ia uite, dacă vreți vă prim cu barca.
Da, bun, da. În fine, haideți să trecem peste asta. Așa. Hai să-i facem lui Preda pentru băiatul lui, frate, că să nu uităm pe om, da? Haina frumoasă pentru... Uite, Filip Boieru, ce își lasă vrăjele, ei pus să se descalțe. Nu plânge băiatul meu. Auzi, Preda. Eu că mă fac să plâng și eu. Uite cum stă. Nu plânge băiatul meu, nu te lasă, Preda. Toate cele ciururi, mă, toate cele ciururi, mă, toate cele ciururi, mă, nu mai preda, descurca. Doamne, că ăla-i urmașul meu și du-ți numele meu, așa cum am dus și eu numele lui tata meu. Să rămână cu respect, domnul Preda, și să vă trăiască, băiatul. Bun. Cât suntem? 2700. Română și cred că mai stăm mai mult sau mai puțin, dar așa mai suntem, stăm noi și așa am fost noi învățați. Chiar dacă e oră târzie, uite, voi sunteți într-un număr atât de mare. Poate mulți dintre ei se duc la muncă mâine. Exact, exact. Atât pentru mine cât și pentru fratele meu și familia noastră. Și pe această cale vă mulțumim din tot sufletul că sunteți alături de noi, că vă place ceea ce auziți și că ne susțineți cu bune, cu rele, cu greșeli, cu... din greșeli învățăm, muncim. Ați văzut și dumneavoastră noutățile care vor urma și stați pe aproape că urmează numai și numai frumuseți. Și ținem încă o dată eu și fratele meu să vă mulțumim din tot sufletul, la toată lumea în parte. Să rămână mulțumim mult de tot. Ce mai zice lumea să mai cânte? Alin Grozavu, crede-mă, tati, că nu selectezi mesaje. Dacă aveai tu telefonul ăsta în mână, exact, nu poți, la tine vine într-un fel mesajele, vine mai rar, la mine crede-mă că vine unul după altul, unul după altul, unul după altul, unul după altul și nu poți să le citesc toate. Eu mai dau câteodată înapoi să mă uit să văd ce mesaj am mai primit. Credeți-mă, vă rog eu mult de tot, că nu fac diferențe. Nu fac diferențe între mine, eu citesc tot ce prin la rând. Sunt prea mulți și n-ai cum să... Hai să vedem ce mai ne zice prietenii noștri, uite, susținătorii, să cântăm. Bibi Alexandru, trăiască familia ta, sunt Bibi din America, vreau și o melodie pentru copii. Hai să cântăm o melodie pentru copii. Darul pe lume... Știi unde am fost acum? I-am făcut poze la papucilul ăsta, cum îl cheamă, zi, al lui Cătălin. Și la Adidas și lui Șaban, zi-mi ce presă le pun, că-i bag pe jumate, la jumate pe un rog. Vrei să revizi încă să vitea? Da. Fii atent ce zice. Ăsta nu se lasă, mă, să-mi poate. Fii atent ce zice prințul Banatului Junior, halozarea medaia crei. Hai, Șaban, hasozarea. Adică multă sănătate, Șaban. Da, exact, zic și eu. Da. Hai una de copii. Bibi din America, nu? Da, pentru Bibi din America. Dar omul pe lume da dorâi, doar sluga copilor, o bă să-i învețe și să-i crească, și d-apoi să-mi bătrânească. Copiii mei, muncește tata pentru voi. Copiii mei sunt viața mea, copiii mei sunt viața mea, copiii mei, mândria mea.
Te pupăm pe bine, să-ți trească copiii, deci tot ce vești. Băi, Cătăline, știi câte lume mi-a spus să cânți de pocăință și n-am vrut să spun. Sincer, chiar nu mai vreau să păi cânt asta de pocăință. E. Spune-le tu. Chiar ori de câte ori cânt, intră pocăiții și dă fel de fel de comentarii. Sincer, nu mai cânt genul ăla de muzică, deși îmi place să cânt și genul ăla. Dar acum sunt pe drum, nu vreau să cânt. Kevin Jamal ne mai face evenimente la Milano. De ce, frate, ce ți-am făcut? Nu o să cântăm pocăință, dar o să fac o doină special pentru nașul meu, dacă e pe live, Măduțul de la Vâlcea, care îl iubesc și respect, și pentru toți prietenii mei și prietenii tăi Șaban și să rămână, îți mulțumesc din tot sufletul, normal. Se uită la noi acum. Oh, my blessed mind, mama. Cei care ne iubiți și ne apreciați, să știți că ne simțim foarte bine aici și dacă stăm desculți, credeți-mă că stăm desculți la cea mai mare deja valoare. Deja unul dintre ai noștri, ne-a băgat în pâine rea, să mă uite, ne-a băgat la jumate punct rog, ne-a băgat Adidas și... Ați rămas fără încălțăminte. Ne simțim extraordinar de bine. Deja avem o oră 40 de când suntem pe live. Vreau să zic că Dumnezeu ne-a scos în cale oameni minunați ca să poată să investească noi și să ne vedem visul împlinit. Ținem să mulțumim la oamenii aceștia special care investește foarte mult în noi și să nu credeți voi că stăm sechestrați sau nu ne simțim chiar bine. Sau vă descălțăm la ușă. Ne simțim chiar foarte bine și chiar suntem bine. Noi mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine și de ce oameni minunați am putut să dăm. Poate să vă confirme și Șaban, care e de mai mult timp aici. Așa ce că nu ne țineți grija, că noi suntem bine. Nu știu alții dacă sunt bine sau... Uite ce zice Gabi, parizianul parcă.
Alexandra, spune frate la Șaban să facă o melodie lentă. O melodie lentă? Da. Ce, mă? Ăla da parte, e la leșinea de camp. Nu mai pot, da, da. Dă bine, nu? De ce? Du-te jos și bea apă, gărgi. Te ține cineva? Mai spune aia din aur că te ține cineva cu șampa. Nu vreau să ies de pe la sete, nu e nici de sete, nici de alea, e de țigare. Nu mai pot de țigare. Că tot face semn. Șapane, la valoare mare. Mersi că... Kevin Jamal, te pupăm, tati, trăiască familia ta și tot ce e mai scump. Te ajut și eu cu ce pot. După ce fumez o țigare. Normal. La ce pot? Da, 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 da. Știi și eu. Deci, de ce spune Filip Buheiru? Lăsați vrăjeala când vă pune Adi să-i faceți curat din casă. De asta acum stai adevărat. Am să recunoaștem acum ce am terminat de a spălat. Băi, oameni să mor. Avem 2300, băi, fiecare, lumea s-a băgat la culcare. Fiecare oameni, părerile sunt împărțite. Corect. N-ai ce mai... Da. Ce să zicem? Să zică domnul Adi, eu nu zic. Da, ieșim, nu? Da, bă, dar păi, zice o lentă. Hai, încă o lentă, tati. Ne băgăm și noi la culcare, mâine avem treabă, e luni. Nici iarba nu crește. Să zică și mie ce melodie. Zici tu piesa aici cu doamna mea de închiere și gata. Nu. De ce? Nu, mai frumos. O lentă mai frumoasă. Hai de una, fii atent. Ultima melodie pentru Răzvan Laurențiu, pentru băiatul lui. Hai că vă fac eu o lentă de dragoste frumoasă pentru tot live-ul să fie melodie. Auzi, când ajunge pitic la București, vă bate rău de tot. O melodie, una dintre melodiile mele sufletești. Haide să vedem. Să mă faci să râd. Nu. De atâtea zile mă gândesc la tine. Oare ce faci? Oare ți-e dor de mine? Sau poate m-ai uitat? De ce nu mai sunat? Grija și dorul tău m-a terminat. Unde atâtea zile mă gândesc la tine? Oare ce faci? Oare ți-e dor de mine? Am așteptat ca să mă sun de sâmbătă și azi e luni. Și crede-mă că ajung la nebun. Iar azi, dacă nu vii, de viață nu mai pasă. Fără tine e pustiu în casă. Mâine, dacă vii, poate va fi târziu. Că ce e mintea mea, nici nu mai știi. Este miez de noapte și e lună plină. Și iubirea mea nu vrea să vină. Wow, fi iubirea mea, de ce? Unde o fi, ce face oare? Nu este dor de o sărutare sau măcar de-o simplă îmbrățișare. Este miez de noapte și e lună plină. Și iubirea mea nu vrea să vină, viața mea, sufletul meu. Unde o fi, ce-o face oare? Nu este dor de-o sărutare sau măcar de-o simplă îmbrățișare.
Iar azi dacă nu vin, de viață nu mai pasă. Fără tine e pustiu în casă. Mâine dacă vii, poate va fi târziu, că ce e mintea mea nici nu mai știu. Vă pup pe toți. Una de băiatat. Se roagă băiatul ăsta de noi de o grămadă de timp. Băiatul ăsta cum îl cheamă? Răzvan Laurențiu, pentru băiatul lui, pentru Odilă. Una de băieții. Hai să fie și o strofă frumoasă de la Răzvan Laurențiu. Pentru băiatul lui, pentru Odilă. Pentru scumpul lui băiat, pentru Odilă. Ia să mă gândesc eu la o... la o piesă, la o melodie frumoasă, frumoasă. Fii atent cu mine. Să fie și pentru Iulian, Carla, pentru băiatul, pentru băiatul ei sau nu știu ce, orfatul băiat, pentru Carlos. Ok. Hai să fie pentru toți tații și pentru toți băieții, care spune cam așa. Doamne, nu mi-e frică de-aș muri. Nu mi-e frică de-aș muri mai cu rămâna. Mei copii. Și pentru Ianis, pentru băiatul lui Georgian Daniel. Da. Cui rămâne în copii mei. Cui rămân copiii mei și dușmanii. Mai avem un lăutar aici, cam negru. Am visat aseară. Pa băiatul meu și cum se ruga de mine și plângea sufletul meu. Bravo, băi! Da. Te-aș ruga, cuțul meu, vai, și încheierea. Te-aș ruga, cuțul meu, te-aș ruga, cuțul meu, să fii lângă băiatul tău. Vă pup cu respect pe toți. Vă pupăm, baftă multă, seară bună, plăcută. Noapte bună la toată lumea.